Făgărașul a împlinit în acest weekend 732 de ani de atestare documentară a orașului. Cele mai timpurii informații privitoare la țara Făgărașului datează din primul sfert al secolului al XIII-lea. Diploma dată de regele Andrei al II-lea al Ungariei în anul 1222, în care sunt informații privitoare la obligațiile cavalerilor teutoni, așezați la fel în țara Bârsei, de a plăti vamă la trecerea lor prin țara românilor, Terra Corum. Prima atestare documentară a făgărașului o găsim în cunoscutul document din 11 martie 1291 emis de regele Ungariei, Andrei al iii în adunarea de la Alba Iulia pentru magistrul Ugrinus. În acest context, nobilul credincios al regelui revendică posesiunile sale Făgărașii și sâmbăta, în virtutea drepturilor susținute de diplomele regale pe care le primiseră antecesorii săi pe 11 martie 1291, într-un document emis de regalitatea maghiară, este amintit orașul Făgăraș și Sâmbăta, moșii care sunt dăruite, se spune în document, lui Ugrinus, nobilul nostru credincios, se menționează în acel document. Este așadar prima testare documentară a unui oraș care a cunoscut o istorie tumultoasă, care a fost mai întâi târg, a fost sediu, centru administrativ al domeniului Țara Făgărașului cu Asa cetate, a fost apoi oraș în secolul al XIX-lea, jumătatea secolului al XIX-lea, a fost reședința de județ. Așadar, o istorie care are în centru Cetatea Fără Îndoială, Cetatea Făgăraș, o istorie care a relevat un aspect extrem de important rolul pe care făgărașul l-a jucat în istoria României și istoria Transilvaniei în particular